Ion Munteanu avea 60 de ani și se stabilise de puțin timp în comuna Moalu cu Flori. Era acasă doar cu soția care trebuia prin bucătărie. Cel care l-a văzut pe bărbat zbătându-se a fost chiar un vecin care a venit într-un suflet să-l ajute, iar între timp a sunat și la ambulanță. Degeaba însă, mașina grea de peste o tonă și jumătate i-a strivit pieptul. A vrut să schimbe roata. Probabil să repare, să schimbe cauciuc. Toba de eșapamenta. Mi-am amintit ce era mașina, era dânsul, era sub mașină. Am săltat cât am putut să dăm mașina acolo și... Era un om excelent. Medicii l-au resuscitat minute bune, dar nu au mai putut să-l salveze. Din primele cercetări s-a stabilit că bărbatul, în vârstă de 61 de ani, în timp ce efectua reparații la autoturismul său, a fost strivit de greutatea mașinii, în scurt timp decedând. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Dâmbovița în vederea efectuării necropsiei. Trupul bărbatului a fost transportat la morgă pentru autopsie.